plătești amenda, să zice că o plătești. Nu e problemă, 120 de euro, aia e. Dar alea două puncte pentru așa ei. Că sunt rasiști, că sunt rasiști. Și sunt și rasiști. Bună dimineața, fraților, și bine v-am regăsit la un nou vlog. Astăzi vă prezentăm noua mașină a lui Blondu. Un Crafter 2000, cât este anul Blondu? 2018 sau 2019? Ce an e, nu știi ce an e? 2019, nu? Sau 2018? Da, nu scrie aici. Nouă nouț. Ia uite. Nici o lovitură, nimic, nici o... Hai să-l filmăm ca să ai dovadă, ca să... Să vadă Hana, băi. Băi, uite aici un defect. Ah. Bun. Uite aici o lovitură ca să-i arăți dacă e ceva. Știi, dacă e ceva, știi da, ce vei? Da, dar e prea micuț. Știi? Bun, în regulă. O, îi facem un control acum să vedem dacă are vreo culitură, vreo lovitură. Așa, no, e ok, e ok. Că i-a zis că e dă după nou și dacă îi face vreo ceva, îl pune la plată. Așa că ne uităm la ea așa frumos. Să nu avem nimic. Hai, nu are nimic. Hai în mașină, să o prezentăm. Da, fraților. E 2019. Volkswagen Crafter. Și hai să vedem cum arată și înăuntru. Hai să vedem interiorul, blondule. Stai că tot fai aici dezordine. Pune să jos aici. Frumos. Băi, curat. Interior curat, frumos, tot ce trebuie. Fel mă suni? Interior foarte curat, frumos. Băi, uite aici e un pic pătat, foarte puțin. Uite foarte aici puțin. E arsă de țigară. Păi că a fumat, n-a îngrijit-o cine a avut-o prima dată. Și ia uite-te, ăsta e ars? Nu e ars. Așa, lasă uite, așa. Uite aici mai e puțin așa negru. Câți kilometri are, blondule? Ia uite aici. Cu nu-i nimic. Păi, dar e curățică. Oricum, nu are mulți kilometri. 90.000? 90.000 de kilometri. Bă, dar mă, să vezi cineva de apare la așa? Nu, nu. Că de ce apare? A, așa că apare. Ia uite-mă. Nu, te sună. E Alex. E răspund mai târziu, stai că e răspund mai târziu. Da, e de aici, direct. E mișto cu navigația, aer condiționat. Pe la vară nu mai mor de cal, gata. S-a dus. Ce nu are? N-are putere. N-are putere? Nu. Da, frate, șmecher cu navigație, frumos. Așa un silicon pe aici. Ia dă-i mașa arier, mă, să vedem cum se vede pe cameră. Se vede bine? Și vă zicem de ce e importantă chestia asta cu mașa arierul și cu camera. Băi, ce ai, mă, ce o să vedeți. Se vede și duba. Și cât bate, uite cât bate, ce rază are. Și uite în stânga, în dreapta, vezi bine, adică vezi mult. Și vă arăt și chinezăria de pe mașina mea, cum se vede camera. E montată care nu funcționează. Hai completează, vadă lumea. 6-a, 1-a, tacograful dubițarilor. De la 5 până la 6 în depozit, până la 7 în depozit, după aia am făcut pauză. Și de ce e foarte important să ai cameră pe mașină și de ce i-a schimbat duba lui Blondu și de ce a trebuie să-i dea cu cameră de asta bună, să vadă bine și no. Senzori și chestii. O să vă povestim o întâmplare care a pățit-o Blondu ieri și care nu vă dorim să pățiți așa ceva, pentru că e periculos ce s-a întâmplat. Da, fratelor, hai să vă povestim ce s-a întâmplat ieri cu duba lui Blondu, cu Blondu, de ce a schimbat duba, de ce are după nouă astăzi. Să vedeți și voi, adică să fiți și voi la curent cu chestia asta, că este foarte important să știți dacă sunteți la curierat, lucrați în curierat. E foarte important pentru voi asta. Așa că să începem. Ia zi, blondule, ce ai pățit tu ieri? Ce problema a dat peste tine așa? Da, fraților, ieri s-a întâmplat cu Blondu o problemă mare. Fiind acolo pe centru, în orașului. Se închide camera. Asta nu se vede pe ea. Asta pe camera? Știam sau nu știam? Fiind acolo în orașul lui, în centru pe... Centrul ăla nemaipomenit. În centrul ăla foarte aglomerat. Ia uite-mi, care e și aici. Unde livrează el colete. Un pic de neatenție și un pic de, cum să zic, de grabă. Și duba lui neavând cameră și senzorul pe spate. Când a făcut manevra cu spatele, a dat peste o femeie. Manevra cu spatele, manevra de întoarcere. S-a sau întors? De mers înapoi.
De mers înapoi merge, dar de întoarce nu merge. Manevra cu spatele, manevra de întors, de dat cu spate, de manevra de, de mers înapoi, nu mai contează. Fata ei când a făcut chestia asta, a dat peste o femeie și... Da, specifică că a, o femeie nevăzătoare, da, cu bastone, ia stai să vedem ce vrea sugaciul. Nu mă, lasă, mai trebuie să... Ia stai puțin, lasă că... Eu cred că suntem la asta, mă, ne sună ca să cred că suntem... Stai din ce vrea sugaciu. Hai, dă-i să vorbim cu el. Mâna stânga lui Hana. Ce faci, bă, de-a noroc? Băi, sunt aici, băi, Alex, la cafea cu motanul Cristi. Băi, Alex, Cox, ăsta-i Cox. Pentru subscriberii care te apreciază, zi-le un mesaj acum, că ai ocazia, că ești în direct. Să le zic acum un mesaj? Da, pentru subscriberii care te apreciază, ești în direct, acum poți să le zici ceva. Bă, pentru subscriberii care mă apreciază, să le dea Dumnezeu sănătate și măiculita Domnului de preună cu el, mai știți de mai greu. Da, fraților. Băi, care... tocmai le povestea la subscriberii lui, lui Cristi că tu ești mâna stânga lui Hana. Mâna dreapta a plecat. Da, acum n-am. Mâna și... Da, acum, acum nu știu cu care se șterge la cur, cu stânga sau cu dreapta. Cu ce mână te, te ștergi la cur? Treaba mea. Treaba mea. Da, frate, la telefon este Cox. Îl știți din vlogurile mele. El este pe alt tur acum, pe alt traseu. Și, na, poate o să mai... Poate o să mai facem vreun vlog împreună, Alex, poate ne mai întâlnim. Poate, mai poate! Da, poate mai vii tu pe aici, pe la noi, pe Zoist. Te așteptăm. Da, îmi place în Paderborn, îmi place în Paderborn aici. Paderborn îți place? Bun, da, Alex. Da, Paderborn. Te lăsăm, că trebuie să... Ia! Vezi că are băiatul ăla actele, în, a uitat să-și ia actele din duba ta. Adică, adică are doar pașaportul, atât, nu? Pașaport, buletin, nu știu, a zis că are tot. Unde pula mea are tot? Că Cristi a fost aici de față când am, când am căut, bă, pașaport, când am deschis are, ăsta. Pașaport, atât are. Gata, pașaport, atunci pașaport. Păi ce spui, spui tu, pașaport, buletin, pașaport, păi atât. Păi dacă așa zis el, luam ei furtunul. Băi, gata, băi, hai să continuăm. Băi, Alex, ia, că, ia vorbește, nu știu, puțin despre Elim, că tu le ai toată ziua, ne povestești. Lasă-mă că avem timp de asta. Alex, ne auzim mai târziu, că trebuie să pun pe blond aici să vorbească despre întâmplarea lui de ieri. Domnul Sugaș, te, te sună mai târziu, da? Te sună mai târziu. Mâna stânga lui Hana, pa! Hai, baftă, baftă, pa, pa. Da, fraților. Și ia zi, blondule. Da, femeia era... Era nevăzătoare, da, cu baston. Femeia era oarbă, nevăzătoare și mergea cu bastonul pe stradă. Și nu știu cum s-a nimerit în același timp cu blondul. Că el atunci când a dat cu spatele a nimerit-o să o dea jos din picioare. Ai dărâmat-o? Doamne, nu știu că n-am văzut. N-ai văzut? N-am văzut. N-ai apucat să vezi? Nu, că am văzut așa puțin în spate, eu știu ce a, fi a, știu făcut. Că până te-ai dat jos din mașină și nu, astea... că mai te-am dat în față și după a, aia. Și a dărâmat-o, a dat-o jos din picioare și... Na, striga lumea la el acolo, bă, bă, oprește sau ce o fi zis. Atunci ți-ai dat seama că ai făcut ceva, dar nu știi ce, că ai dat pe cineva. Tu ai crezut că cine știe ce. Nu, da, am auzit ceva în spate, nu știam. Nu știi ce, nu știu, ce adică am nu auzit ceva, dar în același timp, dar nu știam ce se aude. Și ce să fie, a dat peste femeia aia, a dat-o puțin jos din picioare, dar femeia n-a avut nimic. S-a lovit un pic la picior, sau ce? Da, a zis că o doare puțin picior. O doare puțin picior, n-a pățit nimic, n-a fost nimic grav, dar problema e că duba lui Blond avea o cameră de aia. Problema e că i-am zis la șeful meu să... repare camera și le-a durut în cot. Faza e că a avut o cameră de aia China Market, cum am și eu, o să vă arăt imediat. O să vedeți cum filmează. Numai așa, ca vede. Să nu zică că, n-ai, că n-are cameră. Se mașina. Aprinde camera numai când deschizi ușa. Când deschizi o ușă oarecare. Nu, băi, nu funcționează. Da, și nici nu se vede nimic. Că de multe ori deschid ușa, deschideam ușa și ori îmi lua vânt, ori trecea altă mașină. Da, și nu funcționează și nu se vede nici bine. Ați văzut acum cum se vede pe o cameră din reprezentanță, cât de bine se vede și cât de... cât de clar și cum cât de bine e cu senzor, cu cameră originală din fabrică. Și acele camere sunt puse degeaba pe dube și să vedeți. A venit poliția și l-a luat și cu alte chestii la cum se zice? La verificat.
deci cu alte chestii l-a verificat. L-a găsit și cu cauciucuri că nu sunt bune, că sunt prea roase, că nu știu ce. Dar cauciucurile erau bune, aveți? E un pic de rasism la poliția asta germană. Da. E un pic de rasism, adică... cauciucurile lui erau de iarnă, erau bunicele, nu erau, erau roase, erau pe terminare. Nu, băi, mai aveau crampon, adică nu erau terminate. Da, mai aveau până la limită. Era acolo între, dar mai aveau crampon, nu era, să zici că era de aruncat acele cauciucuri. Îți dai seama dacă te prindea pe tine poliția cum aveai tu alea roase, mai țin minte, dar roase tare. Și ce credeți, cât este amenda? 120 de euro i-a dat pentru cauciucuri, adică nicio treabă cu accidentul și ce a făcut el ieri. Pentru cauciucuri 120 de euro și două puncte, fraților, care pe amenda se zice că o plătești, nu-i problemă, 120 de euro, aia e. Dar alea două puncte, pentru ce? Pentru că șeful n-a schimbat cauciucurile, nu a fost toate în chestia asta și ei că sunt rasiști, că sunt rasiști. Și sunt și rasiști, că putea, ei trebuia să vină pentru accident normal, să te conturi. Da, da, așa se știa. Și te-au luat cu alte chestii, că nu știu ce, că nu știu ce. Și asta e faza, fraților. Fiți foarte atenți la chestia asta, să aveți cauciucuri bune dacă lucrați în Germania, la curierat și nu numai. Să aveți cauciucuri bune, că amenda e măricică, 120 de euro, amenda nu e problemă, că na, dacă o iei o plătești, dar punctele, fraților, dar nu ați puncte, două puncte, e mult. Păi e mult, că la opțiile aia. La două puncte, dacă mai iei două puncte, o să-ți trimit acasă o foaie. Păi, oare să-mi... O hârtie, o să-mi... Oare să mai dea punct când a dat peste ea? Păi asta e, zic, nu știu, dacă mai dă și acolo punct, e belea. Și punctele astea în Germania ce se șterg foarte greu la 2 ani jumate, dacă nu mai faci nimic în acest timp, dacă mai faci ceva, se prelungește de la ultima faptă. Gândiți-vă că nu mai poți să mai ștergi punctele, dar în cazul meu eu n-am mai apucat să le mai șterg. Am făcut puncte mai mereu și s-a prelungit timpul ăsta, de, cred că le-am de vreo 4-5 ani. Și da, fraților, fiți atenți la chestia asta, schimbați-vă cauciucurile. Dacă nu vă face șeful vostru chestia asta, nu mai mergeți, nu mai plecați pe traseu. Lăsați dubă acolo, băi, mie până nu schimb cauciucurile, nu mai plec nicăieri. Pentru că vă luați puncte, amenda poate o plătește el, șeful vostru, o plătește amenda. Dar punctele cum le mai, cum mai scap de ele? Și asta e faza, că o să aveți voi de suferit, permisul vostru este în joc. Și așa că certați-vă cu patronul vostru dacă e nevoie. Băi, dar dubele sunt destul de noi, adică sunt noi dubele. Dubele sunt noi, adică sunt bune, adică da... Și duba care o avea înainte el, era și aia nou. 4 ani vechime, era 2018 din 2018. Da, dar era nou cum ar veni, nu e o dubă veche, dar nu avea cameră bună, avea de aia China Market, nu avea silver, nu avea nimic. Nimic. Și la el cum e acolo, centrul ăla foarte aglomerat în Zoist, acolo chiar am fost eu pe acolo. Pietonală, magazin. Am făcut un vlog acolo și am filmat un pic pe acolo. Oamenii trec stânga, dreapta. Ia uzi. Fraților, stați un pic, trebuie să schimb mașina. Hai, du-te repede că... Mai vorbim și tu aici, blondul, mai zile. Cristian Mare Bulangiu. Bă, da, radio. Am revenit. Radio. Am mutat mașina că unde Ainz Life. Nu băgam în radio că mi șterg ăștia, stai așa. Ce șterg? Am șterg videoclipul pe YouTube. Gata, hai să. Cum poți să șterg? Da, mă, că se aude muzică. Nu bag ăștia muzică. Așa. Și am rămas acolo, fraților, cu accidentul blondul de ieri și cu problema cu poliția. Păi și acum cum a rămas? Bine, ai luat amendă pentru cauciucuri, 120 de euro și 2 puncte și asta, dar cu baba cum a rămas? Cu femeia sau ce era? Ha? Poftim? Păi lasă navigația, are navigația acum, fraților, să nu mai vin navigația acum. Cum a rămas cu baba și cu ăstea? Păi rămâne de văzut. A, nu ți-a zis nimic, rămâne de văzut. Păi depinde, dacă mă dă în judecată și are pretenții la despăgubiri și păi așa. N-a luat o salvare pe baba, n-a luat-o nimic. N-a luat-o, nu. N-a avut nimic ca femeia, știi? Păi da, une morale. Asta zic, să depinde de femeia aia, dacă vrea să-i facă ceva, să-l dea în judecată, îi va face ceva. Așa, nu știu, poliția dacă îți va da ceva pe chestia asta. Poliția a venit, cum să zic, a sesizat tot, a făcut. Da, fraților, acum așteaptă să vadă dacă se întâmplă ceva. Acum, dacă... da, dă mai departe la poliție. Oricum, amenda, eu dai lui șef să plătească dacă e ceva. Că... Păi așa, pe aici, că e vina lui, dar nu ți-am zis în pula mea, păi, pe camera. Asta, că... ne-a pus camere pe mașini, dar de astea de la China Market sau cum să zic, a fost un pic chitră. Chitră și nu le-a instalat. Nu le-a instalat bine? Cum trebuie și nu merg. Nici nu merg și păi,
Nici nu se vede bine, chiar dacă merg, v-am zis, se vede, vă arăt imediat, o să vedeți, o să pun un videoclip cum se vede camera din China și o să vedeți și voi diferența asta original de reprezentanță și cea China. Asta a fost, fraților, vedeți, se întâmplă chestii de astea, fiți foarte atenți că este permisul vostru în joc, vă pierdeți permisul aici la curiera dacă hai să dăm o tură, atenți. Dăm o tură? Păi să dai o tură, că ai o grămadă de stopuri. Hai să mergem acasă. Hai că închidem vlogul, fraților, pentru că avem foarte mult de muncă astăzi. Multe stopuri, multe pachete. Eu tot asta e ruptă. Ia zi pentru lumea așa să știi cât e de muncă la GLS. Câte stopuri ai asta? Nu sunt multe ore, dar una la 4 ore nu stau o secundă. Nu, dar zic câte stopuri ai azi? 116. 116 stopuri. Am și eu vreo 70 azi. Am scăpat mai ieftin. Câte ai? 70. Eu cu 7, da, 11 gata. Păi asta zic. Așa e la curiera, fraților. Asta am vrut să vă zic și vouă, o să fiți și voi la curent cu acest. Ia uite ce mișto. Ia uite, vezi, ța. Hai să filmez un pic, ia să vedem. Ia mă, ia de. Ia să vedem. Ce ia. Să vezi? Ia uite cum se vede. Fraților, contează să ai senzor, cameră. Uitați și voi, din fabrică. Cât de bine se vede. Păi dai cu spatele, vezi tot. Vezi ce bine vezi în stânga și în dreapta. Adică vezi toată partea aia. Adică stai să vedeți la mine. Hai la mine să dai un pic cu spatele ca să filmez, că nu pot singur. Hai să vedeți la mine cum se vede. Să vedeți diferența. Cum ai băgat în mașalier? Mașalier? Păi nu, hai să film. Hai mă, hai un pic, băi, să dai. Târziu, tu termini repede că ești rapid. Bă, dar chiar, dar tu uite, am zis pe vlog că ești rapid, da. Bă, dar chiar, cred că nici nu m-am întins să mai vin la tine. Păi vine. Da, știi cum faci? Vin mă sun, nu vii tu, bă, mă sun și ți ies eu aici. Nu, dar vine la tine, că am timp azi. Hai că eu nu am timp, e fără sferă. Vino mă, că am zis că ești rapid pe vlog, îți dai seama. Hai. Testăm camera pe mașina mea, hai, ia cheia. Dă-i, uite cum o seamă. Hai să vedeți, fraților, cum se vede. Mamă, dar ce-am eu aici. Vezi că dacă te prinde poliția. Mamă, dar ce-am vrea ștare ai. Mamă, e tare. Băi, ce nu-i ți-l schimbi ea? Aoleu. Până te înveți cu ăsta. Ia dă-i cu spatele să vedem cum se vede. Stai că eu am camera acolo. La mine display-ul e aici. Da, uite, hai că bag în mașalier. Hai să mut aia de aici. Da, ia închide ușa. Nu. Păi stai așa. Păi se stinge dacă închide ușa. Ia uite. Deci am băgat în mașalier. Cum funcționează camera? Deci are o șmecherie aici ca să meargă camera. Ia, te gândește, hai. Trebuie să facem așa. Deschidem ușa. Evrica. Manevră, magie. Da, fraților, merge doar când deschizi ușa. Și uitați și voi ce se vede în spate. Ați văzut cum acum se vede? Acum că se vede bine. Acum se vede. Se vede bine, tot nu se vede. N-ai ce se vede așa în spate. Ați văzut cum se vede pe aia din reprezentanță. Diferență. Așa că hai să vă arăt și. Băi, tu știi când ai fost în karate, ți-am furat toate pixurile. Tu le-ai luat, mă? Da. Ua, păi chiar am făcut un vlog, nu ai văzut vlogul. Spuneam, bă, cine mi-a furat pixurile? Băi, dar tu azi ai pix? Mai ai pix? Azi nu am pix. N-ai? Nu am, trebuie să-mi dai tu un pix. Păi, dar ți-am mai luat unul din... Am văzut cum mi-l-a luat. Păi să vii să dau. Ia uite, nenoroce, tu care mi-a luat pixurile. Băi, și câte am înjurat. Tu știi că am vrut să-ți iau, dar am scăpat fumul, nu ți-l iau. Da, mai avem, nu? E cum? Era să șmecher. Hai, dă-te un pic și lasă de acolo. Hai să-i arăt la lume cum arată camera pe spate și cum e fabrică. Hai să vă arăt camera China Market. Cum arată? N-arată rău. Nu arată rău așa. E, da, frumoasă. Hai să o vedem pe aia de la tine, blondul. Ai dubă nouă, ce bine arată, frumos, nicio zgrietură. Da, dar făcut așa în grijă. Să ai grijă de ea, că te bagă ăsta la plat. Are senzor și aici. Păi da, de asta se vede. Ia așa. Ia uite, aici e puțin. Uitați-vă asta din fabrică, fraților. Asta din fabrică. E o reprezentanță cum se vede. Calitate. Ce frumoasă e și finuță. Hai și voi. Diferența. Cauciucuri bune? Crampon, uite și ce crampon are astea. Hai că nu-ți mai iei amendă.
Ăsta-s de iarnă, nu? Da, 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 de iarnă. Ia, ia uite aici, ia filmează asta. Da. Vezi, poți să faci explozie aici, nu? Da, bineînțeles, îți dai seama, da și voi. La bordură. La bordură cu ea. Ea, este, mergi. Apropo, mi s-ai primit un șef. Ia uite ce e. Ce dubă mi-ai dată. Haideți, fraților, să facem un test mai concret. Să vedem cât de bine se vede camera. Când cu spatele, băgăm așa rir. Să facem și ușa ca să se deschidă. Bun. Închidem ușa. S-a închis. Șmechere. Și hai să vedem cam cum se vede mai bine. Da, uitați și voi. Vedeți în spate, fix în spatele dubei. Adică dacă parcați cu spatele, camera asta vă ajută să știți cât să vă apropiați un gard sau de o mașină, cum ar veni. Dar nu vezi dacă vine cineva din stânga, din dreapta sau dacă vine o mașină din spate. Acum eu nu văd, acum sunt pe stradă. Și eu dacă vine o mașină din spate și dau cu spatele, nu am timp să evit chestia asta, pentru că nu văd că vine. Nu este ca camera aceea de reprezentanță care vezi foarte bine în spate, stânga, dreapta, vezi tot. În asta vezi doar fix în spatele dubei, fix jos, să nu atingi ceva cu pragul sau când dai cu spatele, să nu să știi cât să te apropii de un obiect sau ceva. Dar să vezi cine vine din dreapta, un biciclist, un pieton, ceva, nu ai cum să-i depistezi, mai ales dacă dai cu spatele. Dacă stai pe loc, da, vezi dacă treci cineva prin spatele tău. Dacă tu ești în mișcare și vezi doar atât, greu să eviți o chestie cu camera asta. Așa, dacă vrei să vă achiziționați o cameră de genul pe mașinile voastre personale, nu vă recomand, pentru că nu e de mare ajutor, nu o să o folosiți, adică doar atât aveți în spate și nu o să stai tu să te uiți în cameră când ai cu spatele, tot în oglindă se uiți. Așa că nu se merită această cameră, asta e părerea mea, o luați degeaba, dați banii degeaba pe ea, că nu vă folosiți de ea, o luați doar să vă ocupe loc aici pe bord. Da, cam asta e părerea mea, acum nu știu, voi ce spuneți, scrieți și voi în comentarii părerea voastră și cam asta este. Să închidem ușa. Bang. Frumos. Da, fraților, ăsta a fost vlogul de astăzi. Am vrut să vă informez și pe voi cu aceste detalii foarte importante, să fiți la curent, pentru că permisul este al vostru. Așa că sper că v-a plăcut acest vlog. Nu uitați să vă abonați la acest canal dacă nu ați făcut-o deja. Eu sunt Cristi Panainte, Bor, Blondo. Și până data viitoare, fraților, multă baftă tuturor. Pa!